Auzi, dar ce vrea bunica? Bă, zicea că vrea să te vadă, na, că e bucuroasă de situație și așa, dar știi ce rugăminteam? Dacă te întreabă mai multe chestii, da, să nu răspunzi în doi peri sau că, na, în ultimul timp știi că ai fost așa, ai fost un pic mai... Mai cum? Mai, dar... Mai... Arțăgoasă? Nu, nu ai... am fost eu arțăgoasă, n-am fost deloc arțăgoasă, am fost foarte calmă și chiar m-am comportat foarte ok. Gata, gata, hai să mergem. Stai, nu înțeleg ce vrei să zici. Cea mai calmă ai fost, hai, hai. Să rămână, bunica! Să rămână! Ce faci? Ei, ce să fac? Vezi că prășesc în grădina aici. Nu mai pot șeri. Dar voi știți cu voi așa. Ei, bunică, uite ce să faci. M-am venit și noi să vedem cum mai sunteți, ce mai faceți. Da, da. Păi nu mai lasă că puteți să luați voi așa și să veniți lângă mine și săpăm, nu? Păi nu, dar nu putem, bunică, că uite, Anisea... Și-am uitat, da, și eu cu bătrânețul meu, pe atunci, hai mai copchii să-i fata asta închisoare, iau-te, să ai așa cu mica tindă, cu surpriz, băi, uleac, și naște asta, îți vine surpriză. Hai, uleac, să ne așezăm la o masă, ai de minți. Păi asta, ziceam și noi. Da. Ce? Ia zi, bunica, acum mai desfacem o șampanie? Ei, șampanie, pe una singură avem și am stricat-o atunci când v-ați luat cască, m-ați păcălit, vezi, oameni și mari vesti aveți. Păi, dar nu era vesti mare? Extraordinar! Și mari vești ați avut! Mari sprimedii! Ați văzut o janghi indica 16 metri pătrați, cât un pătruț de copilor. Nu știu unde, Doamne, ajută, o să dormiți. Voi și copilul ăla în casa aia. Și cum îi sarșina? Păi bine până acum, foarte bine. V-am zis eu că dacă vă duceți la Biotex.com, vă rezolvăști. Mulțumim! Da, mulțumim că ne-ați ajutat. Ai avut probleme de-astea, apucături, poftii? Nu prea? Păi cum nu prea? Că ieri aveai poftă de lumânări cu pipier. Se mai întâmplă. Și acum două zile vrei să mănânci burezi de bucătărie. Mă prosteam și eu atunci. Și acum trei zile aveai poftă de cremă de pantofi. Of, dar știi ce miros are gimiciul ăla? Hai că încep să mă super. Du-te și adu-mi și mie un pahar cu apă, hai! Bine, bine, mă spun. Apă, apă? Apă, da! A, vezi, adu-mi și mie un pahar! De apă? Ei, de apă, dar ce vrei să mă spurci cu apa asta? De eu am voie să beau. Ia să adu-mi un pahar sănătos de vișinat. Că vezi că l-am pus pe raftul de sus, să n-ajungă moșneagul la el. Am un cucoș nătăfleș, tali rău, și mie din cal câteate găinile. El îmi zic, pac, 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 eu-l șerc pe asta. Să văd cu curegul, să te nu mai călca mie găinile, că eu nu cal la tine în coteț. Asta, dar șerc. Mulțumesc, mai departe. Mai și ce vreau eu să întreb, cum a fost procedura? Nu a fost complicat? Păi nu, bunica, nu, nu a fost. Am mers la programare, am intrat la consult cum așa, mi-au prezentat opțiunile și aia a fost. Da. Interesant. Acum altă întrebare. Când vă luați? Tot timpul e ceva. Ce e așa de importantă căsătoria? Că e doar un act, e o hârtie. Hârtii, hârtii, dar ai văzut ce important a fost o bucățică de hârtii în pandemie? Că se băteau ăștia prin supermarketuri ca unii pentru bucățică de hârtii. Când o să considerăm că e cazul, atunci o să ne luăm. Și al doilea copil când? Stai să apară primul, când nici nu a apărut ăsta și ne gândim la al doilea, stai, ce cu graba asta? Eu vreau echipă de fotbal în ograda mea, nu doar portarul. Da, în fin, dacă nu faceți voi, și mă gândeam, uite, poate, ori n-aș putea să mă duc eu acolo? Unde? La Biotex.com. Ce să faci, mă, tale, acolo? Ei, cum și? Vreau să fac o programare și îmi fac și eu un copil. Sau mai mulți. Să fiu echipa adversă a voastră, faci în campionat. Nu că după un timp să instalează demența. Ce să faci, mă, tare bunica acolo? Vrei copchii, dar mă, tare lumea asta e nepoț acum. Nepoate, vârsta este doar o cifră. În cazul mă, tare, vârsta e trei cifre, nu-i doar una. E, și problemă este vârsta, dar uite că am văzut la Biotex.com că sunt femei de 65 de ani care au făcut copchil, ia uite. Uite aici, copchil făcut, crescut, sănătos și eu nu pot să am. Da, dar mă, tare, nu ai 65 de ani. Ai un pic mai mult. Ai văzut cât scrie în buletin? Auzi, știi și? Lasă-mă cu buletinul ăsta că e doar un act. E o bucățică de hârtie. Aaa, acum e doar o hârtie. Păi da, la mă, tare, buletinul nu e doar o hârtie, vreau mai multe hârtie, e un carnețel întreg. E de la vechi și scrie mult mai mult de 65 de ani. Când eram tânăr, am fost contabilă și eu am pus în buletin suma fără TVA. Păi, bunică, dar și tu a venit așa dintr-o dată. De unde îți vin ideile astea? Păi mă gândesc.
ies, că dacă voi nu mai vreți mai faceți un copil, nu aveți nici vecini, nici mica, cu ce nici joacă copilul ăla? Să crească așa, să vă băuc? Eu vorbesc foarte serios. Hai! Vă ajut eu, echipă de fotbal vă fac. Primul o să fie Messi, o să se numească Ronaldinho, ne? Dă-mă telefonul și te uiți așa la mine. Eu am bușit. Ai zis o mami. Am dat-o la mamă. Are așa, uite, mai lec și nași, ca kinderul. Cine facem noi ai? Și am un cucoș tare, zău, și găinile îmi zic dimineață, pac, 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 îi aud și îi bag cucoșul, cucurigul face ăsta, nu mai călca găinile mele, că nu-i bine.